Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi. În episodul de astăzi o să tăiem o iarbă, de fapt e o floare de soare sălbatică sau ceva subspecie a floarei de soare. O să o tăiem astăzi cu motocoasa de la Stihl Fs 561. Motocoasa o cunoașteți foarte bine, bănuiesc. O să intru în detalii tehnice. O iarbă, de fapt o iarbă din asta mare, bălării din astea mari, cel mai ideal de tăiat este cu cuțitul de siș sau hățiș de 350 de mm. Acesta e cuțitul. Bun, astea fiind zise, o să pornesc motocoasa și dăm drumul la treabă.
Acesta a fost videoul de astăzi cu motocosta de la Stihl, împreună cu cuțitul de desiș de 350 de mm. După cum ați văzut, face o treabă impresionantă, foarte bună. Wow, am obosit puțin. Deoarece așa să vă imaginați că acesta e un teren care nu a mai fost cosit de, nu știu, de ani de zile. Și am decis să introduc un pic motocasa, cea mai mare motocasă de la Stihl, într-un desiș adevărat. Și după cum ați văzut în video, își face treaba perfect. Numai să avem noi forță să tragem de ea, în rest ea merge fără oprire. Bun, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult de vizualizare. Vă doresc o zi plăcută. La revedere!